Dacia Spring nu are niciun fel de material izolant în portiere și din această cauză ați auzit și voi cum cât de rău sună atât fața de plastic interioară cât și tabla exterioară. Și bineînțeles că asta creează un disconfort pentru că intră foarte mult zgomot în interiorul mașinii, dar și tabla în sine care vibrează produce la fel niște zgomote care pătrund în interior și de vreo câteva zile m-am apucat să ameliorez cumva din această problemă, adică m-am apucat de insonorizat portierele, dar și alte părți ale mașinii. Hai să vă arăt un pic ce materiale am folosit eu, cel puțin până acum. Și avem așa, ca prim strat vibroabsorbant am folosit această folie, acest material, de fapt nu e folie, pe bază de bitumen, dar de 1,5 mm. Și ca strat 2, acest burete cu celulă închisă, care este atât fonoabsorbant cât și termoizolant. Iar ca ustensile am folosit această rolă pentru a presa acest material vibro, astfel încât să se lipească foarte bine de tablă. Este recomandat ca pentru ambele materiale să le aplicați la o temperatură de cel puțin 20 grade ca să se lipească foarte bine. Deci pe lângă această rolă, bineînțeles, mai aveți nevoie de un cutter pentru a tăia diferite forme. Aceste ustensile pentru a demonta diferite clipsuri de prin mașină și bineînțeles o șurubelniță cu torx T20 pentru a desface anumite șuruburi. Și da, deocamdată nu pot să vă spun exact ce cantitate de materiale am folosit pentru că nu știu exact unde să mă opresc și ce o să vă spun la final, cât a costat, cât am folosit și la urmă câtă greutate am adăugat pe mașină. Cam așa se aud acum portierele pe exterior și față. Și pe interior. Și când închidem. Așa că ideea se dezmontează foarte ușor fețele de uși, cel puțin. Nu aveți de demontat decât vreo 3 șuruburi. Dacă vreți un video complet pentru tutorialul de demontare, Cristi de la canalul Tutoriale Lugan a făcut un clip foarte explicit. El a demontat inclusiv plafonul și l-a izolat. El a folosit alt material, dar ca idee, urmăriți clipul lui dacă vreți să vedeți exact cum se demontează. Veți de scos doar 2-3 șuruburi și apoi fața de ușă este prinsă pe margine cu niște clipsuri albe. Dacă sunteți răbdători și trageți ușor, dar progresiv și scoateți câte un clips așa de jur împrejur, probabil veți reuși să nu rupeți niciun clips, pentru că eu așa am făcut și nu am rupt nimic. Și gândiți-vă că aceste fețe de uși de pe spate le-am demontat de 3 ori. Pentru că nu am mai făcut niciodată această operațiune de insonorizare și nu știam exact cât material o să pun, ce o să fac și așa mai departe. Și pe moară am dat fața de ușă ca să izolez tabla exterioară, după aia am mai dat o dată ca să izolez și fața de ușă de plastic și am mai dat jos și a treia oară pentru că am uitat să conectez mufa de alimentare de la geamul electric. Și în alte părți unde am mai pus deocamdată ar fi aici la tabla de la Haion. Prin această ușiță de plastic am reușit să bag câteva bucăți de material vibro aici pe tabla interioară cât și pe tabla exterioară. Este spațiu destul de mic aici și este destul de greu să pui material, dar am pus câteva bucăți și oricum se aude o diferență, mai ales când îl închidem, sunetul de închidere este mult mai înfundat. Și unde am mai pus până acum este la aici, la contraripile a roților spate.
Am dat jos și am văzut că este suficient loc între tablă și această mochetă. Este suficient loc și am pus și material vibro și material fonabsorbant. Se demontează foarte ușor. Mocheta este prinsă doar pe margine în câteva clipsuri. Ok, pentru a demonta mocheta de la contraaripă, că se pune material și acolo, trebuie scoase bancheta spate cu totul, adică atât șezătul cât și spătarul, și mai trebuie demontat și acest element de plastic care vine acolo spre prag în jos, și acesta are aici un șurub cu torx de 20 și rest mai este prins în două cleme acolo pe lateral, cleme din acelea albe, exact cum este și pe fața de portieră. Și apoi mocheta este prinsă în niște brădulețe, în aceștia. De fapt, este unul singur, care se scoate trăgând întâi de miezul lui scos afară și apoi iese și clema. Și în rest, mai avem aceste, nu știu cum să le zic, aceste cleme, aceste brăduțe așa rotunzi, care se scot cu astfel de unealtă, dacă băgăm sub mochetă în dreptul lor. Ar trebui să sară. Vă spuneam că vreau să pun strat vibro și pe podea, pentru că auziți cum face tabla de la picioare. Și dacă bat pe sub mașina, sună destul de gol. Pe locurile din spate o să încerc doar să ridic mocheta, adică să nu mai demontez alte elemente, să nu scot scaunele sau altceva, pentru că pare că am destul loc, da, să lucrez aici până la șina care desparte locurile din față de locurile din spate. Am lipit o jumătate de coală de material vibro și am testat și materialul fonoștermul și pare că nu încurc atât de mult, adică nu se ridică podeaua. Având doar 6 mm, cred că pot să pun și o bucată din stratul 2. Am pus și stratul 2, acum să facem și în partea cealaltă. E gata și pe stânga spate. Am pus aici pe tunelul median. Aici am pus doar vibro. Și cam atât cu partea din spate. Da, aici este și vibro pe sub banchetă. Și acum să trecem, să vedem la pe podea în față cât de greu va fi de pus. Ok, acum să demontăm mocheta de pe locurile din față. Am scos puțin cheie de rog, să trebuiască demontată această bucată de plastic și mocheta mai are două prindere aici. Așa, și cred că în partea cealaltă aici mai avem un șurub cu cap de înstea. Iar aceste cleme, aceste prinderi sunt cu filet. Deci nu trageți de ele, trebuie să le rotim. Că asta nu vrea să iasă, dar să vedem aici. Da, asta ești. Și după aia o să tragem mocheta jos. Am desfăcut clemele și am dat să trag de mochetă, dar aici, în zona asta, ea de fapt e o singură bucată și cu partea cealaltă. Da, deci aici nu e tăiată cum e buza aceasta, ci se continuă în partea cealaltă, pe locul celălalt, așa că nu se pot să o îndepărtez de aici, dar măcar o să încerc să o ridic cât pe de mult din partea asta. Se pare că mașina are din fabrică, pe locurile din față, un buret din acesta fonoabsorbant ar trebui să fie, dar este pus direct pe tablă, da? Ceea ce nu prea este recomandat. Oricum eu o să-l scot pe acesta și o să pun întâi stratul vibro direct pe tablă și aici la podul pedalier la fel se poate îndepărta această pâslă și o să pun cred că și pe aici cel puțin niște vibro, dar cred că o să pun și chiar și stratul 2.
Mocheta are aici ca întărituri, zic așa, care vine aici pe prag, are acest element de plastic și e capsată aici și din cauza asta nu prea pot să o ridic foarte mult, așa că o să încerc să îndrept cumva capsele astea ca să iasă de mocheta de pe plastic și să pot să o ridic cât mai mult în sus. Da, am scos marginea aia de plastic cu această ustensilă. A reușit, dar am scos și buretele, acum a rămas aici liber, trebuie să curăț și apoi aplicăm stratul Vibro. Cam așa arată primul strat Vibro. Acolo la picioare în față am încercat să pun cât mai adânc posibil. Și da, aici am pus pe latare, l-am pus și pe mijloc o bucățică. Da, n-am pus chiar până în capăt. Acum o să vin cu stratul 2, nu o să mai pun buretele lor, dar o să pun doar până la această despărțitură de mijloc, da? Deci o să pun două fâșii așa și să văd poate încape ceva și pe acolo. Cam asta e pe partea șoferului. Aici am încăput o coală de strat 2 tăiată fix în două pe mijloc și am încăput o bucată aici și o bucată acolo. Am mai pus doar un colțișor mic aici, să pedale, nu știu, am evitat să pun pentru că așa sunt aici niște înălțături și nu vreau să încurce la pedale și restul o să rămână doar Vibro pentru că oricum este și pus la geasta. Și cam atât pe partea șoferului, să pun înapoi la loc totul și să vedem pe partea dreaptă față dacă găsim același lucru. Oricum, strat 2, în acesta mai am doar o bucățică foarte mică, așa că pe partea dreaptă o să încerc să refolosesc acel burete sau și o să pun cumva și această rămășiță. Am pus înapoi și plasticul acesta de pe marginea mochetei, dar nu am reușit să-l prind, să zic așa, cu vechile scoabe care rămăseseră în mocheta. Ar trebui să le scot și am avut noroc că aveam deja un pistol din acesta pentru scoabe și am prins altele aici. Pe dreapta este fix aceeași procedură de montare, dar am scos la fel plasticul care era prins în scoabe. Aici clemele respective. Dar în schimb, dar pe dreapta nu mai avem acel burete care era pus din fabrică. Nu avem nimic aici, este tabla goală și puțină pâslă. Văd că a intrat niște mizere după primul strat de capitonaj, trebuie să curăț acolo și la fel, da, o să scot aici cât pot de mult, să ridic și să bag Vibro și apoi o să pun buretele care era pe partea cealaltă, pentru că nu mai am oricum strat 2. Și dacă tot trebuie să curăț acolo mocheta de la picioare, să folosesc acest aspirator fără fir, da, portabil cu baterie de la Baseus. Aveți link în descriere dacă vă interesează. Are două trepte de putere, mai multe accesorii, poate să și sufle aer dacă punem accesorii pe partea cealaltă. Hai să vedem. Terminat și pe dreapta față, în primul strat Vibro și aici pentru că nu avem pedalele și este mai mult loc în față, mai drept, am pus Vibro mai mult, cât am putut eu de mult acolo în adâncime și rest am acoperit aproape toată podeaua, doar acolo un colțișor mic am rămas. Acum hai să vedem dacă putem pune acel burete care era pe stânga. Am pus și buretele, da, s-a potrivit fără probleme. Și acolo am mai avut un rest de strat 2 pe care l-am pus spre roată, dacă să oprească sunetul care vine de la roată dreaptă față. Și cam atât. Acum să pun înapoi toată mocheta și restul de componente. Eram în dubii în privința insonorizării plafonului, pentru că necesită o muncă foarte mare pentru a-l demonta. Dar acum auziți și voi pe această ploaie puternică cât de tare se aude zgomotul ploiei pe plafon, pentru că aici este doar tabla și apoi direct capitonajul din interior și nu are nimic
poveste și poate vedea că cum se mișcă. Da, deci ar fi ceva spațiu încât să pun cel puțin un strat vibroabsorbant și poate o să încape și ceva strat 2 de spumă insonorizantă. Este aproape gata de demontat totul pentru a scoate și plafonul. Dacă vreți să vedeți un tutorial complet, vă spuneam, găsiți în descrierea acestui clip, găsiți un link către clipul lui Cristi, care vă arată exact fiecare pas pentru a-l demonta. Eu am început ca idee din partea din spate, dar am scos întâi de aici, apoi stâlpii B, apoi sus în față la plafonieră, la parasolar. Și acum plafonul mai este ținut doar de acești brăduți de plastic. Și apoi o să cadă plafonul. Am scos și plafonul afară. Ca să fie mai ușor, trebuie să vă recomand să dați scaunele față, da, pe spate maxim, astfel încât plafonul să coboare mai jos, ca să aveți o deschidere mai largă aici când îl scoateți prin portbagaj. Și uite, spre surprinderea mea, eu am pe plafon un pic de material vibro. Sunt patru bucățele acolo și două sunt în față, în dreptul plafonierii. Dar chiar și așa sună foarte mult gol aici tabla. Așa că hai să ne apucăm de pus noi material vibro pe toată suprafața. Am terminat de montat primul strat vibro. Eu am comandat pentru plafon 5 plăci din acest material, dar se pare că ar fi trebuit măcar 6 ca să acopăr în totalitate plafonul. Deci am avut 5 plăci plus un sfert rămas de data trecută și am mai avut noroc și de acele bucăți care erau deja pe plafon aici în față și în spate. Dar zic eu că am acoperit în proporție de, nu știu, 80-90% partea din față. Și pentru că nu este foarte cald afară, am folosit și un uscător de păr, că nu am avut pistol cu aer cald, dar acesta este foarte bun, un uscător foarte bun. Deci am încălzit fiecare placă pe partea adezivă ca să se lipească foarte bine de tablă, da? Să nu am probleme. Și acum plafonul sună mult mai bine. Aici încă un pic se vibrează, adică se mișcă așa, dar oricum nu se mai aude a tablă goală și când o să pun și stratul 2 o să fie și mai bine. În partea din spate am insistat mai mult, adică am acoperit mai bine, am folosit mai mult material aici. La fel m-am ajutat de cele bucăți care erau deja puse și am pus doar puțin printre ele și a rămas doar foarte puțin acolo în spate neacoperit. Și acum urmează să pun stratul 2, care a ajuns la mine exact când, în timp ce montam primul strat. Nu este fix același burete pe care l-am folosit la restul mașinii, pentru că nu mai era pe stoc și a trebuit să comand altceva. Este tot un burete de 6 mm cu celulă închisă, la care ar trebui să fie fonoabsorbant și termoizolant, adeziv pe o parte, și am văzut că are review-uri foarte bune și acest material nu vine la plăci, vine la rolă, la sul, și are o lățime de 1 metru și mi-am comandat lungime de 2 metri. Și pentru că, da, mi-am luat 2 metri pentru că oricum trebuia să plătesc transport și dacă îmi luam mai puțin aș fi dat jumătate din preț pe transport. Și pentru acest material probabil o să mă folosesc de plafonul mașinii ca să mă orientez să tai niște bucăți așa în forma zonei din spate și în forma zonei din față. Este gata și stratul 2 în partea din spate. Până la urmă am măsurat cu ruleta aici în interior plafonul și pe laterale am lăsat un pic de spațiu, cam două degete, da? Ca să nu vină fix până aici. Și este totul dintr-o singură bucată. La fel am folosit uscătorul pentru a încălzi partea adezivă, ca să se lipească mai bine. Acum hai să facem și în față. Gata și partea din față. Aici am lăsat puțin mai mult gol pentru că nu prea este loc între tablă și
captenaș, cam așa arată și în față. Am pus doar câteva și mai mici aici, cam așa. Acum să vedem dacă putem pune înapoi plafonul. Pare să încapă plafonul. L-am pus doar în acest brăduț, acum se susține aici în spate și la mijloc, cei doi. Și acum nu mai rămâne decât să punem totul la loc. Gata montajul, am pus totul la loc, nu mi-a rămas niciun șurub, deci este totul ok. Și acum ascultați plafonul. Aici unde este scopitura, încă se aude un pic așa mai... Adică se simte un pic, încă se mișcă puțin tabla, dar oricum nu mai vibrează, nu mai face acel zgomot de tablă goală. Și nici când închidem portiera, înainte se vedea foarte tare cum face tabla de pe plafon, vibrează, dar acum vibrează, dar este aproape insesizabil. Foarte, foarte puțin se mai mișcă aici, dar nu mai este sunetul acela de tablă goală. Mi-a mai rămas și puțin material strat 2. Așadar, am insonorizat toate cele patru portiere, plafonul, podeaua, sub bancheta spate și contra aripile roților spate. Acum hai să vedem, în primul rând, ce materiale și ce cantitate am folosit, cât au costat toate acestea și, la final, ce greutate am adăugat pe mașină prin această operațiune. Ar mai fi o zonă unde mă gândeam că aș putea să insonorizez puțin și anume la carenajul roților față. Dacă la roțile spate am pus insonorizarea prin interior, prin contraaripă, pe față nu prea e cum decât aici, exact sub carenaj. Și mă gândeam să pun ceva, măcar vibro, aici între carenajul de plastic și tabla mașinii, pentru că este un carenaj de plastic care acoperă destul de mult aici în interior. Cred că undeva la două coale de material vibro ar fi suficient. Am văzut că carenajul se dă jos destul de ușor, este doar prins în niște brădulezi din aceste, dar bineînțeles că trebuie și data și roata jos. Dar deocamdată cred că o să mă opresc aici. Am terminat insonorizarea de câteva zile și am mers puțin cu mașina ca să-mi dau seama într-adevăr cât de mult s-a îmbunătățit și am un singur regret, că nu am făcut lucrul acesta mai devreme, adică imediat după ce am luat mașina. Ea deja face 3 ani în decembrie și m-ar fi ajutat mult mai mult la confort în toată această perioadă, dar eu zic că a meritat și... Ca să vă spun exact ce s-a îmbunătățit, cel puțin la viteză mică, mașina se simte, adică sunetul care pătrunde în interior este mult mai estompat, mai infundat și asta se datorează în principal la insonorizării podelei și a portierelor. Deci asta e la viteză mică. La viteză mare este și acolo o diferență, dar cred că cel mai mult m-ar ajuta să insonorizez și carenajul roților față, pentru că la viteză mare se aude mai mult zgomotul de rulaj al roților. Pe spate am izolat acolo, dar pe față nu. Și la viteză de peste 90 se aude în continuare destul de tare zgomotul din zona oglinzii și a stâlpului A. Și aici nu prea ai ce să faci, că e și sticla, nu ai ce să insonorizezi. Dar cea mai mare diferență cred că am simțit-o la plafon. Deși este cea mai anevoia, să zic așa, lucrare, pentru că necesită să demontezi foarte multe chestii ca să scoți plafonul, dar vă spun că este o diferență enormă cu insonorizare. În primul rând că nu mai vibrează această bucată foarte mare de tablă care este pe plafon.
Doi, aplicând și cel burete fonoabsorbant și termoizolant, mă aștept ca și confortul termic să fie mult mai bun atât iarna cât și vara. Adică mă aștept ca în această iarnă cel puțin să am un consum puțin mai mic pentru încălzirea mașinii. Eu am comandat toate materialele de pe EMAG și veți găsi link în descrierea clipului, pentru că am și Genesis și mi-a fost mai ușor cu transport, adică nu am plătit transport, fiind livrate la Easybox, doar ultima comandă de strat 2, acel burete Fono, din cauza că era la rulă, nu încăpea la Easybox și a trebuit să-mi livreze prin curier și am plătit 25 lei transport, dar în rest, pentru toate celelalte, transportul a fost gratuit. Și dacă aș insonoriza și roțile, carenajul roților față, oricum nu cred că aș depăși 1000 de lei ca și cost pentru materiale. Acum, da, dacă face cineva pentru voi, cu siguranță prețul va fi mult mai mare, dar este realizabil să insonorizați toată mașina, nu știu, într-un weekend, într-o zi, cu siguranță va ajunge. Și încă ceva v-aș mai recomanda, să vă gândiți bine dinainte exact ce vreți să insonorizați, pentru că după cum am făcut eu, am tot insonorizat pe bucăți și a trebuit să demontez anumite părți de mai multe ori, pentru că odată am făcut doar carenajul de la roata dreaptă și mi s-a terminat materialul, am pus totul la loc, după care mi-a venit comanda și trebuie din nou să demontez toată bancheta și așa ca să fac și carenajul celălalt, și apoi iarăși am demontat încă o dată toată bancheta și șezutul ca să fac și plafonul. Deci dacă vă gândiți foarte bine ce vreți să faceți dinainte și să vă cumpărați materialele necesare și să faceți totul dintr-o bucată ca să nu pierdeți foarte mult timp. Cam atât despre insonorizarea Dacia Spring. Aștept părerile și sugestiile în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.